Băuturile alcoolice consumate în cantități considerate peste limita normală reprezintă un pericol pentru sănătate, fiind un adevărat dușman pentru organism. Unele băuturi pot fi însă mult mai periculoase decât altele. Mai periculoase decât cele clasice, despre care se știe că pot duce la ciroză dacă sunt consumate constant, sunt băuturile dulci, una dintre cele mai periculoase fiind considerată vodka amestecată cu sucuri dulci. Această băutură consumată des poate duce la creșterea nivelului trigliceridelor, lucru care reprezintă o formă de grăsime din sânge. Vodka cu suc ori alte băuturi alcoolice dulci pot provoca de asemenea și leziuni hepatice, avertizează specialiștii. Medicii mai atrag atenția asupra faptului că băuturile de acest gen devin periculoase din cauza combinației dintre alcool și zahăr. În aceeași categorie de băuturi care sunt periculoase pentru organism, intră și lichiorul ori crema de whisky. Vodka este o băutură alcoolică puternică care, atunci când este consumată, dăunează grav organismului. Alcoolul etilic, ca bază, inhibă toate reacțiile și flexele din organism. Activitatea creierului este distrusă, gândurile și memoria se înrăutățesc.